Iar încotru cucu cântă în aceeași limbă sfântă, în aceeași limbă sfântă. Ce părere aveți despre integrarea europeană? Cred că și mai bun dacă îmi trebuie cu dânsă. Dar ce așteptări aveți de la Uniunea Europeană? Se ridică lucrul salarii. Pensii mai mari salarii? Pensia, da, dar tineretul nu are un lucru. Locuri de muncă. Cunoașteți care sunt salariile în Uniunea Europeană? Nu, nu sunt. Sunt zeci de ori mai mari decât la noi. Da, dar nu m-am Dar cum vedeți această integrare prin unire cu România? Mă scuzați, dar eu sunt protiv. Dacă nu aș poate proiecte finanțate de România, ar fi grădinițe peste 900 reparate. Nu cu chidem, n-am, nici n-am mai am, sunt trebuie. Deci la un eventual referendum ați fi pentru integrare ca stat independent, fără România, fără alipire de România. Eu din mine am nevoie. Dumneavoastră spre eurointegrare, ce părere aveți? Bine, păi. Aveți o părere pozitivă? Da. Dar ce așteptări aveți de la eurointegrare? Sau cum credeți, în Republica Moldova ce se va schimba? Spre bine, văd schimbul, dar eu știu. Vor apărea noi locuri de muncă, investiții în oameni noi, tineri nu vor fi nevoiți pe aici cu scotare la studii sau la muncă. Vor fi alături de părinți, alături de copii. Spre poate, da. Nu se știe nimic, sigur. Adică dacă ar fi un referendum legat de eurointegrare, ați vota eurointegrarea. Da. Dar despre unire, ce părere aveți cu România? Cu România, unire. Nu doriți? Pe din ce cauză? Nu doriți, că e o listă. Păi România în ultimul an foarte mult ne-a ajutat. Dar cu ce rezultate? Au reparat peste 900 de grădinițe, guvernul român a reparat peste 900 de grădinițe de la noi din Republica Moldova. România? România, da. Microbuze pentru copii, că ei dintr-un sat în altul să nu fie nevoie să plece pe jos. Dar însuie microbuze și se duc la școală, la grădinițe. Au investit foarte mult în ecologie. Da, mă știu, pe vremea se ideam la să ajung că n-ați făcut. Păi a făcut deja. A făcut, dar când și o să mai facă. Și gazodutul în Gheniaș la fel. De mărmedie, de... Foarte mult ne-a ajutat România. Sunt bani reimbursabili. Adică noi nu întoarcem pe urmă. Asta a fost ca un fel de donație. Și nu credeți că ar fi o idee bună să reîntrăgească neamul românesc? La mine sunt îngrofată, trăiesc cu bărbaie România. Adică ați fi de acord cu unirea? Așa, o fi. Ce părere aveți dumneavoastră despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Nu credeți pentru un viitor mai bun ar fi mai bine? Mai bine, da, clar, trebuie să fie mai bine. Dar cum vedeți această integrare prin unirea cu România? Cu România nu știu. Vedeți că este și cea mai simplă cale de integrare. Față de România, la noi corupția este încă o dată. Indicele la noi 73, în România 41-42. Adică este o diferență mare. 28 de ani suntem independenți și nimic schimbări. Deci dacă ar fi un eventual referendum, dumneavoastră ați fi pentru sau contra? Și cu asta? Cu integrarea europeană și unirea cu România. Și pentru. Să urc armații pe culme, ca să-mi strig frații pe nume, ca să-mi strig frații pe nume.